Te salut, Națiune, și îți urez bine. Ai venit la Monoclip și de data aceasta vorbim despre casa Cartier și vorbim despre o bijuterie acestei case, între ghilimele bijuterie, pentru că vorbim despre un parfum foarte slab, la fel ca și flancările sale pe care le-am recenzat deja pe canal. Vorbim despre Eau de Cartier, o compoziție creată de Christine Nagel, un parfum apărut în 2001, un parfum cu niște elemente foarte interesante în alcătuire, dar din păcate cu o performanță și cu, hai să zicem, o proiecție absolut lamentabilă. Exact la fel cum sunt și flancările sale. Pentru că nici cu alea nu m-am împăcat și asta în contextul în care vorbim despre casa Cartier, o casă care ne-a obișnuit cu creații absolut, absolut superbe, de cele mai multe ori, mai ales dacă uiți în linia Declaration. Și cu toate acestea, linia asta de Cartier este cumplită din punctul meu de vedere. Sincer, nu pot să recomand cuiva sănătos la cap să meargă să dea banii pe așa ceva, indiferent la ce preț îl găsești, pentru că vei fi dezamăgit de performanță. Dacă vrei un parfum bun pentru zilele extrem de toride de vară, atunci poți să te înțeleg, n-ai decât să te duci să-l cumperi, faci supraaplicare și asta este. Hai să vorbim despre compoziția acestui parfum, pentru că este o compoziție interesantă, cu niște note interesante, dar din păcate cu un comportament deloc interesant, cel puțin nu la nivelul pielii mele, unde se petrec lucrurile, poate la nivelul pielii altcuiva, cine știe, o fi vreo superbitate din categoria monstruozitate, atât ca longevitate cât și ca proiecție, însă din păcate, dacă uitați la clipurile mele, eu povestesc ce mi se întâmplă mie cu produsele, nu ce mi se întâmplă altora. Avem în notele de vârf coriandru, iuzu și bergamotă, în notele de inimă avem frunză de violetă, lavandă și violetă, iar în notele de bază avem cedru, paciuli, mosc și ambră. Compoziție frumoasă, note frumoase, note care te duc cu gândul la un parfum de vreme caldă, în mod evident, te duc cu gândul la un parfum răcoritor, revigorant, oarecum elegant, pentru că ai acolo niște tonuri lemnoase foarte frumoase, care se regăsesc de obicei în parfumeria bărbătească și nu numai. Te gândești că este un parfum care poate să-ți ofere o experiență olfactivă foarte plăcută. Din punct de vedere al mirosului, nu miroase rău. Asta este cert. În mod deosebit, deschiderea este absolut superbă. Chiar îmi place, chiar o apreciez. Pentru că ai combinația aia foarte simpatică dintre nota de coriandru și elementele citrate. În mod deosebit, nota de iuzu se face remarcată în această deschidere. Vine și bergamota din spate, însă nota de iuzu este actor principal. Din păcate însă, pe cât este de frumoasă nota de iuzu și de data aceasta comportă în Eau de Cartier aspectul ăla care se duce mai mult spre partea de mandarină a notei de iuzu, din păcate, faptul că parfumul nu are proiecție sau are proiecție, dar e foarte slabă, din păcate, cam distruge, cam ruinează experiența pe care o poți avea cu parfumul ăsta. Mai mult decât atât, din spate îți vine nota aia de bergamotă care e foarte zemoasă, foarte cărnoasă, ca să folosesc termenul ăsta. Se combină absolut perfect și amândouă sunt ascuțite de nota de coriandru, nota aromatică. Ulterior îți vin notele de violetă combinate cu nota de lavandă și vine aspectul de curățenie, aspectul de luminos, aspectul de elegant, de confortabil, plus ai tonurile lemnoase din bază, în mod deosebit nota de cedru și nota de mosc joacă un rol principal în acest parfum. Per total, parfumul ca miros este foarte frumos, miroase foarte bine. Inclusiv compoziția sau notele din compoziție denotă calitate. Din păcate însă, calitatea aia nu se regăsește și în capitolul performanță și mă refer la longevitate și la proiecție. Ca longevitate, parfumul ăsta stă exact la fel ca celelalte pe care le-am recenzat din această linie, adică undeva în zona de 5, maxim 6 ore pe pielea mea, iar proiecția este o proiecție de tip slab moderat cu accent pe slab. Hai să zicem, în prima jumătate de oră parfumul încearcă oarecum să proiecteze, se face sesizabil, însă ulterior pică, se prăbușește. Ai parte doar de o proiecție de tip slab până aproape de finalul purtării, iar în momentul în care te apropii, hai să zicem, cam la o jumătate de oră de finalul duratei de viață pe pielea ta, parfumul se transformă
într-un parfum de piele și acolo rămâne. Efectiv, nu mai proiectează nimic, trebuie să bagi tu nasul în piele, în locul în care ai aplicat, ca să vezi ce se întâmplă. Și asta în contextul în care, de exemplu, eu, purtând acest parfum, am făcut supraaplicare, ceea ce mie nu-mi place. Eu nu sunt adeptul supraaplicării. Aplic 3-4 pufuri de parfum în zonele în care trebuie să aplic parfumul și după aia la revedere, nu mă interesează până a doua zi când mă dau cu alt parfum, cu pauză de duș între. Deci nu sunt adeptul supraaplicării. Cu toate acestea, însă, în cazul acestui parfum, indiferent că am folosit un singur puf sau că am făcut supraaplicare, de cele mai multe ori făcând supraaplicare în exact același loc în care am aplicat inițial, aplicând încă 3-4 pufuri, comportamentul, performanța a fost absolut identică, în mod inexplicabil. Am purtat parfumul atât pe perioade mai răcoroase, pe temperaturi moderate, dar l-am purtat și în condiții de 30 plus grade Celsius. Și din păcate nu sesizez absolut nimic diferit față de scenariile diferite în care l-am purtat. Un parfum slab, sincer. Mirosul este frumos. Scot în evidență iarăși acest aspect și în mod deosebit nota de iuzu este foarte frumoasă, complimentată de nota de bergamotă, dar restul nici măcar nu merită menționat. Un parfum de zi cu zi, un parfum excelent, dacă vreți, pentru condiții de spații închise, de spații restrânse. Un parfum excelent de birou, de exemplu. Un parfum mai degrabă unisex, în mod evident, pentru că poate fi pe placul doamnelor și domnișoarelor, deopotrivă, precum și pe placul bărbaților. Un parfum care poate fi asortat la diverse scenarii de purtare, dar și ținute. Știu eu, poți să-l porți la o ținută casual, poți să-l porți la o ținută smart, business casual, inclusiv la o ținută formală, îndeosebi dacă ai parte de o întrunire apropiată, o întrunire de afaceri, de exemplu, și vrei totul să miroși bine și să transmiți un sentiment de curățenie, de eleganță. Un parfum de vreme caldă, în primul și în primul rând, vara îl văd cel mai bine purtat, dar de asemenea și primăvara și toamna, când temperaturile sunt, hai să zicem, moderat ridicate, nu-l văd a fi purtat pe temperaturi scăzute, deoarece performanța lui ar fi inexistentă dacă ați încerca așa ceva. Din câte am înțeles, se pare că noile loturi de fabricație au suferit reformulări și una dintre problemele majore ale acestui parfum din punct de vedere al performanței este tocmai acest aspect, reformularea, pentru că loturile vechi, loturile vintage, performau mai bine. Se pare că a fost afectat și ăsta de bacilul reformulărilor. În fine, dacă vreți un parfum frumos, cu o performanță excelentă, de la Casa Cartier, aveți cu siguranță de unde să alegeți, aveți cu siguranță ce să alegeți, depinde strict de gusturile voastre. Dacă vreți niște parfumuri excepționale, eu vă recomand linia Declaration. Declaration Essence, de exemplu, Declaration Parfum pentru zile răcoroase, pentru anotimpurile mai reci, originalul Declaration, de ce nu, niște parfumuri care într-adevăr miros foarte bine, dar mai mult performează și foarte bine. Din păcate, dacă vreți, parfumurile din această linie, din linia Eau de Cartier, sunt niște variante slabe. Asta este termenul, niște variante slabe, diluate, mai corect zis, ale parfumurilor din linia Declaration. Păcat. Păcat, păcat, păcat. Repet, nota aia de iuzu e chiar superbă în parfumul ăsta și îmi place. Însă restul îmi displace. Drept urmare, acest parfum nu primește recomandare de achiziție din partea mea, dar, ca întotdeauna, sfatul rămâne același. Mergeți, testați-l, vedeți cum se comportă la nivelul pielii voastre, vedeți cum performează. Și ulterior, pentru că banii vă aparțin și decizia de achiziționare vă aparține exclusiv doar vouă, în baza experienței pe care ați avut-o testând produsul. Cam atât am eu de zis. Ne vedem data viitoare în acțiune. Dăm voie să-ți mulțumesc pentru timpul acordat, să-ți mulțumesc pentru suport și să-ți urez ca întotdeauna toate cele bune. Numai bine!